Bună, dragii mei! Astăzi am să fac o nouă etalare pentru acest weekend. Va fi etalarea Roata Norocului. Să vedem ce noroc va fi în acest weekend. Pentru ce vă veți bucura sau ce este noroc sau cine este noroc pentru voi în acest weekend. Și va fi o etalare în trei variante cu cărțile normale. Așadar, vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante, piatra verde prima, roșia a doua, alba a treia, gândindu-vă la acest weekend și la ce vă doriți de la acest weekend. Și să vedem care sunt energiile, care sunt reușitele, care vor fi reușitele voastre, norocul vostru care va fi în acest weekend. Să grăbește o casă pentru voi, cu vorbe bune, niște discuții, întâlniri, cu bucurie, se gândește cineva la voi. Deci prima variantă verde, a doua roșie și a treia albă. Și am să încep cu prima variantă, piatra verde. Să vedem. Să vedem așadar care este norocul vostru. Se grăbește un bărbat brunet dintr-o zodie de foc. Haideți să vedem norocul. Ok, norocul. Femeie brunată din zodie de foc, un tânăr aici. Puteți primi o veste, o scrisoare sau veți avea o întâlnire cu cineva mai tânăr. Poate să fie și un copil în casă. Pot veni niște, puteți avea niște întâlniri în casă sau niște discuții. Atenție pe o pagubă de dar. Atenție pe niște hoți aici totuși. Că mi-apare că pentru casă poate fi o pagubă de dar. Cineva poate cearcă vreo hoție. O prietenie nouă care se naște. Cu bucurie. Cu veste în drumurile de zi, poate apărea vești, daruri, atenție pe veștile acestea că pot fi înlăcrimat. Aflați de un bărbat brunet înlăcrimat, paguba pare a unui bărbat brunet, din zodie de foc, aflați de un bărbat aici niște discuții, apar niște prietenii noi, niște cunoștințe noi, niște discuții, vă văd că voi pe brațele voastre totuși țineți niște reușite, dar o să aflați de paguba cuiva. Un bărbat mai matur, mai în vârstă. O să aflați și de o căsătorie, de o petrecere a unui tânăr la drum, poate. Pentru voi, poate să fie, puteți fi voi această femeie singură în așternutul vostru sau se gândește la voi o femeie singură, văduvă sau îndoliată sau despărțită, o persoană care se vă gândește cu o mică bucurie. Da, deci norocul vostru poate să fie vorbele acestei femei, bucurile cu această femeie sau voi, pur și simplu vă face singure, dacă sunteți văduve despărțite sau cu ochii verzi albaștri sau zodie de aer, puteți fi chiar voi această persoană care vă face singur bucurii, aveți norocul, este practic așa cum vi-l faceți. Și haideți să vedem ce veți avea în casă, în dragoste, în servici, în drumurile voastre, de surpriză în acest weekend. Un bărbat, primiți o veste, un telefon, o scrisoare. Haideți să vedem. În casă, discuții, lume multă poate să fie, sau bucurii, pur și simplu, aveți niște bucurii de casă cu o femeie, sau cu un bărbat, sau cu o familie, poate fi aici zodii de foc, zodii de pământ. Le văd aici că în casă sunteți cu bucurii, cu dorințe împlinite. Chiar cu oameni de lege poate aveți bucurii sau instituția de statului pentru casă în casă. În dragoste pentru voi vă apare dragostea cuiva dintr-o zodie de aer, om de lege, poate, sau voi ca femeie din zodie de aer puteți avea reușită tot cu un bărbat din zodie de aer sau sunteți voi în toată masla care vă țineți dragostea cu și casa, vă țineți dragostea pentru voi, vă gândiți mai mult la voi sau vă iubește pe voi indiferent ce zodie sunteți și cineva într-o zodie de aer, poate să fie și un persoană care trec printr-un doliu poate sau sunt oameni cu funcție în drumurile voastre aici, atenție la niște hărțuieri, la o ceartă, la hoții, deci atenție pe drumurile voastre că văd aici niște persoane care gândesc niște daruri, gândesc niște dărulețe mici, pagube mici, dar le gândesc, le vor. Sau apar niște hărțuieri, niște vorbe proaste, niște cineva vrea să râde de voi, cineva vrea să... Atenție așa, dar că ce apărea folosit, pot apărea certuri, discuții,
În servici, în servici aici, atenție pe sănătate, puteți afla de problema de sănătate a cuiva sau chiar de un deces, de boala cuiva care are probleme de sănătate. Surpriză pentru voi în acest weekend poate să fie o femeie. Vestea, scrisoarea, telefonul care primiți legat de servici, de dar, de la o femeie dintr-o zodie de apă, văd aici, care ține să vă dea un dar, să vă dea o veste. Să aveți o bucurie. Cam asta e ce văd eu și pentru prima variantă, piatra verde. Și haideți să vedem și varianta cu piatra roșie. Să vedem la voi ce se întâmplă, ce aveți în casă, în dragoste. Să vedem care este în primul rând norocul pentru voi în acest weekend și apoi o să vedem și ce veți avea în casă, în dragoste. Haideți să vedem ce este noroc pentru varianta pietrei roșii. Să aflați de vreun temei. Am pus-o bine. Vedem așa. Da. Un da. Luați un da, să știți. Poate voi ca femeie din zodie de apă sau de la o femeie cu zodie de apă, cu darul ăsta, în drumurile de zi, poate să fie de la un bărbat sau de la o familie, bucurii, vești, aveți niște reușite, poate de un serviciu, poate de o moștenire, ori pentru o dorință, puteți primi cadouri, daruri de la persoana iubită, poate, sau de la o familie, văd aici discuții, orică aveți vreun eveniment, reușite, lume mult, o femeie brunetă în casă sau voi ca femeie brunetă vă țineți casa, sunteți în casă, primiți niște vești în toată masa de la cineva brunet sau sunteți voi sau tot de la un bărbat brunet ca voi puteți primi vești. Cu vorbe bune, aici poate apărea și de o naștere, unele dintre voi, poate aflați de vreo sarcină, rămâneți însărcinate, aveți o întâlnire cu un bărbat și puteți rămâne însărcinate. Pot apărea discuții. Îndoiel la drumul de seară sau pentru un drum. În dragoste aici văd că o femeie vă face o declarație sau ține la voi o femeie dintr-o zodie de pământ. Aflați și de temeu cuiva, vă ține temeu sau sunteți voi dintr-un temeiat cu un bărbat dintr-o zodie de apă sau aflați de temeu acestui bărbat. Surpriza voastră poate să fie lacrimile unei femei, un doliu poate, o greutate sau o mică pagubă. Poate fi noroc pentru voi, totuși o veți depăși. Dacă a voastră, că sunteți voi femei din zodie de aer sau sunteți văduve singure despărțite, veți trece de această pagubă. Acesta va fi norocul că veți depăși această stare, această pagubă. Și haideți să vedem și varianta cu piatra albă, să vedem la voi... O să continui și cu ce aveți în casă, în dragoste, în servicia, să fac și la voi această etalare, deci pentru varianta pietrei roșii am rămas în continuare. Haideți să vedem. Vești, vă vin vești scrisori, legate poate de un copil, la unele dintre voi, deci văd că apare un copil, ori de o naștere, ori de un eveniment legat de un copil, ori de un sarcină. În casă, daruri, deci vă vin bani, bani, orică e pentru un copil, orică cadouri, daruri, că vă gândește persoana iubită, cineva să vă dea daruri, apar moșteniri sau chiar o naștere, poate. În casă, în dragoste, aici aveți bucurile cam în cumpănă cu un bărbat, poate să fie, poate și orică e afemeiat, orică e din cauza unei gelozii, unei invidii, poate să fie a lui că e gelos, invidios, orică sunt niște femei aici care sunt mai bârfitoare, mai invidioase și de aceea aveți cumpăna în dragoste. Aici văd un bărbat dintr-o zodie de apă sau voi ca bărbat dintr-o zodie de apă aveți o cumpănă pentru bucurii din cauza unor bârfe, unor discuții, a unei gelozii. În drumurile voastre vă pot veni niște vești de la o prietenă. Aflați de lacrimile unei femei sau discutați voi cu o prietenă, cu cineva de niște o pagubă, de o problemă de sănătate sau de o pagubă de dar. În servici la voi vă văd cu reușite, cu niște hotărâri în oameni cu funcție, vorbe bune, pentru unul dintre voi poate să fie și o sarcină. Sau aveți o întâlnire cu un bărbat, aveți o relație cu cineva de la servici, poate să fie și acest lucru. Surpriza voastră pot fi musafiri în casă, chiar oameni de lege poate în casă pentru unii, sau discuții cu un om de lege în casă.
sau cu un bărbat cu ochii verzi albaștri, sau divorțat, despărțit, care a fost despărțit, a divorțat sau a avut îndoie. Haideți să vedem și la a treia variantă. Ce este noroc pentru voi? Cine este noroc? Ce este noroc pentru voi în acest ultim varianta cu piatra albă, a treia variantă, așadar? Se grăbește și la voi un așternut, o femeie cu un bărbat. Voi cu femeie din zodie de pământ și zodie de aer, bărbatul. Haideți să vedem. Femeia din zodie de pământ, cu un tânăr, puteți fi voi sau aici un cuplu, un tânăr, primiți vești. Poate primiți vești și de un cuplu. Puteți primi vești, să aflați de la o femeie că a fost păgubită de un act, de o veste, într-o situație cu cineva, o răutate puteți afla, sau atenție să nu fiți păgubiți pe un dar. Bărbat brunet la drum, faceți un drum ca bărbat brunet, sau un bărbat brunet la drum, care gândește drumul, face un drum. Cu dar, puteți primi dar de la oameni de lege, cu toate că pot apărea și întârzieri, pot apărea un dar de la drum lung, sau poate apărea o căsătorie, o invitație undeva la drum. Aflați un tânăr brunețel aici care gândește o greutate, o pagubă, sau are o greutate, o pagubă, pentru niște bucurii de un copil, sau pentru cu copii aici, poate unii dintre voi vă supărați. Sau aflați de pe această persoană care are o greutate din cauza unor bucurii cu un alt tânăr. Poate că totuși, până la urmă, îndoielile se risipesc. Îți avea niște îndoieli pe care le veți risipi în casă, la drumul de zi. Ca femeie brunete, văd că vă țineți o reușită, să știți. Poate una dintre voi, ca femeie brunete, vă căsătoriți. Faceți cunoștințe noi sau veți avea o reușită. Surpriza voastră un om de lege, un bărbat cu haină de stat sau un bărbat cu ochii verzi albaștri, care vă ține vorbe bune, așternutul vă gândește. Poate să fie și un doctor care vă dă o veste bună, sau poate să fie și un bărbat cu funcție care se gândește la voi cu bucurie. Da, poate să fie și o persoană care are ochii verzi albaștri. Acesta e noroc pentru voi, vorbele acestui bărbat, bucuriile cu acestui bărbat pentru voi. Bunătatea acestui bărbat până la urmă. Cam asta e ce văd și a treia variantă, așadar, pentru acest weekend. Eu sper că... Ai, nu, stați că și la voi. Se vede că astăzi lucrurile sunt un pic grăbite, pentru că mă grăbisem și eu să le închid aceste etalări și, de fapt, mai aveam ce aveți în casă, în dragoste, în drumurile voastre, la servici surpriză. Haideți să vedem așadar ce se întâmplă, ce veți avea în casă, în dragoste, în drumurile voastre, la servici surpriză. Vorbe bune, o femeie din zodie de aer sau urmasca acelei persoane care va ieși și ca bărbat, tot aceeași persoană, depinde, sau sunteți chiar voi care sunteți gând la gând cu persoana iubită, în casă, un chef, o petrecere, la drum lung, poate unele dintre voi, faceți un drum lung sau cineva de la drum lung vă vine cu vești de petrecere, un chef. Nu se arată de la cine cu cine. Aici îmi pare totuși un chef, o petrecere, o ambiție poate să vă faceți casă la drum, să vă duceți la un drum, dar să vă întoarceți de la un drum acasă, poate și acest lucru, depinde. În dragoste sunteți aici, parcă aveți multe persoane într-un anturaj, puteți fi într-un chef, într-o petrecere, într-un anturaj, cu persoane care vă iubesc, poate aveți vreun eveniment, sau atunci totuși că apare și o gelozie aici, o invidie, pare așa un anturaj așa. Pot apărea și niște discuții în dragoste, poate, pe neașteptate, depinde de la caz la caz. Nu, aveți niște schimbări voi, să știți, în aceste trei zile. Deci, văd că și pe surpriză, în drumurile voastre, pot apărea schimbări, noi cunoștințe, ceva se întâmplă, se schimbă ceva, apar niște discuții, apar niște un sprijin, un ajutor, ceva. Și la serviciu, uite ce reușită vă vine de dar, ce reușită pe persoane, mai ales ca persoane brunete, dacă sunt zodie de foc, sau printr-un bărbat brunet. Zodie de foc, vă văd aici cu vorbe bune, persoane care ține la voi, care vă aduce un dar, moștenire, vești bune, o reușită. Dar puteți afla într-adevăr de o greutate. Pe surpriză, o femeie dintr-o zodie de foc are o pagubă, are o greutate, are... Aici văd oameni de lege sau probleme cu sănătatea, oameni pot fi doctor, aflați de greutatea acestei persoane, sau hărțuieri pot fi. Aici, când zis în dragoste, totuși că apare o ceartă. Nu se arată nici în casă ce reușită este, sunt niște bucurii, niște ambiții, pot apărea discuții, certuri.
Cam asta e ce vă duc și la a treia variantă, așadar cu piatra albă. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că vă vor fi de folos, că veți avea succes reușit în aceste 3 zile. Sunt energii generale, așadar luați în considerare doar ceea ce vi se potrivește. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezență bineînțeles canalul meu de YouTube, Crista Rod, și vă doresc în continuare weekend plăcut și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!